După ce au tot amânat, au tot discutat și nu au ajuns la nicio decizie în privința facturilor la energie, guvernanții promit că astăzi subiectul va fi închis într-o ședință a coaliției. Marcel Ciolacu spune că prețul la energie se va reglementa la un maxim de 1,3 lei pe kilowattoră. Decizia vine după ce premierul Nicolae Ciucă declara că nu va exista o reglementare pe piața energiei. Liderii coaliției de guvernare se vor întâlni miercuri pentru discuții privind modificările aduse ordonanței de urgență privind plafonarea și compensarea prețurilor la energie electrică. Aceștia iau în calcul și opțiunea de a adopta o nouă ordonanță prin care să renunțe la modificările aduse în Parlament, arată surse politice pentru B1 TV. Liderii PSD și PNL iau în considerare să nu schimbe pragurile pentru consumatorii casnici. Asta înseamnă 0,68 lei pe kilowattoră pentru un consum sub pragul de 100 de kilowattoră și 0,8 lei pe kilowattoră pentru un consum lunar sub pragul de 255 kWh. În cazul IMM-urilor, prețul facturat de furnizorii de energie pentru IMM-uri ar urma să fie de 1 leu, iar pentru marea industrie de 1,3 lei. Potrivit amendamentelor adoptate de Senat, printre beneficiarii din mediul economic și din instituțiile publice care se vor bucura de aceste praguri se numără operatorii ce prestează sau furnizează serviciile de utilități publice, inclusiv Metrorex S.A., operatorii economici din domeniul industriei alimentare, parcurile științifice și tehnologice, întreprinderile publice care administrează sau gestionează investiții în domeniul sportului, administratorii parcurilor industriale, producătorii și distribuitorii de medicamente sau lăcașurile cultelor recunoscute oficial în România, arată Adevărul. Un alt amendament stabilește că 0,68 lei pe kilowattoră cu TVA inclus vor plăti pentru întreg consumul realizat clienții casnici care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ. Ce se va stabili cu exactitate în ședința de coaliție rămâne însă un mister, întrucât Marcel Ciolacu nu s-a pronunțat public despre strategia pe energie PSD, în timp ce Nicolae Ciucă a dat de înțeles că se va schimba totul, dar nu se va modifica nimic. Pragurile, încă o dată, la nivelul consumatorului casnic, sperăm să rămână și acesta este angajamentul nostru, să rămână la fel cum au fost până acum, pentru că ne dorim să protejăm populația, discutăm de populație vulnerabilă care nu poate să-și plătească consumul de energie dacă depășește pragurile așa cum sunt în momentul de față pe piața este vorba de cei care nu zilnică. Se încadrează în cele două praguri, domnule premier, cu aceea ce se întâmplă? Acolo cei... este discuția cu un preț fix, un preț maxim. Acolo se discută în așa fel încât pentru consumatorii mari să discutăm despre un singur preț.